So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Ai văzut fișii haine din păr? Ai mai văzut până acum? Nu, uite, îți prezint. Să-ți arăt ceva. Lucrăm la o colecție nouă, facem niște rochițe din păr de mireasă. E un model care acum vrem să-l promovăm. E fază de test. Da? E o concepție unică. Se păr natural. Da, da. Drăguț? Wow! Ție așa-ți place cu părul crezi despre mine. Și mie. Deci asta este părul pe care eu mi-l doresc așa, la nebunie. Aș da, și acum vreo 3 ani din viață să-l am așa, da, natural, al meu așa, al meu crescut din căpuțul meu. E frumos rău, nu? Hai că îți mai arăt câteva care îmi plac foarte tare și mi le-a făcut Ciprian. Stai! Deci, așa, fiecare dacă mă întorc, așa fi și odată. Fac așa, uite de ce păr am. Cine te cunoaște să-și dea seama, dar e foarte tare. Nu? Da. Drăguța, fii și vreau să-mi spui că tu mă admiri cel mai tare așa din spatele camerei. Care e cea mai frumoasă? Asta îți place, nu? Fii și are un fetiș cu crețele. O să divorțezi. Fii și să nu divorțezi, te rog. Nu sunt însurat. Când e însurat, mai perfect. Ia. E foarte tare, nu? E într-un fel aparte asta. Da. Încă îmi place mai mult decât cealaltă. Că e mai așa, mai zulu. E mai cu mărunt. Foarte mișto. Și asta cum se îngrijește? Ia spuneți-mi voi. Foarte simplu. Asta nu îi faci mai nimic. Da? Da. Dar e așa, e creață, nu mai nimic după aceea. Și când nu mai este suficient de creață, faci un pic de degetele întinse și rezolvi. Dar asta este făcută? Adică poți să ies acum cu ea pe stradă? Evident, sigur că da. Ce frumos! Dacă vrei, las-o așa. Sunt o scumpică! Sunt o scumpete! Dacă mă vede bărbatul meu, mă mănâncă. Da. Hai să o aranjăm pe asta, să o las așa, nu? Da, da, da. Ce zici? Da. Gata aia asta? Da. Și acum stă așa și asta, nu? Da. Să rămână pentru tot, rog să ai să te pup. Hai să-mi iau și geanta, că plecam și fără geanta. Să rămână mult de tot. Vă iubesc, vă pup și atunci mă sunați voi, da? Da. Și ne vedem mâine. Trimit-o, dacă nu ajung eu mâine, trimit repede de jucă. Da, da? Sigur. Ok, hai, vă iubesc. Pa, okay. Fug, că mai am din asta. Să rămână mult, te pup. Pa! La revedere! Cu părul așa? Da, ești super! I-ai văzut? Sunt în trend! Normal! Să rămân! Scuze! Bine că e cald aici, cam... Deci, omul, deci îți spun un fric, ce n-ai pomenit cu părul? Sincer, mie nu e fric, mie e chiar cald, dar nu știu de ce. Vezi, după nu mănânci carne. Ia uite de ce te-a luat. Praline, mama mea, mămicuța mea, cu ce ți-am greșit eu ție? Vezi că unele sunt cu romcică. Și s-ar putea să te înveți. Mamă, ce bun. Fii și dau știi jumătate. Păi poate să-i așa. Deci ești negresă. Da. Mulată.
Pe bun. Și îmbrăcată așa, hă? Super, deci eu nu, eu când ți-am auzit vocea, dar zic, o fi, îmi place. Deci eu mor de drag să am eu toate felurile de păr. Dar ești frumoasă, chiar frumoasă. Asta unde nu am un păr din ăla, wow, știi, bogat, de arăboaică gen, știi? Îți dai seama. Da. Și cât am, mă duc de seară la emisiune la Mihai Morar. Ce să zici tu? Ce zici tu? Hai să mă dezbrac, să mă pun pe pat. Vrei să te dezbraci și să stai? Nu mai stau că știu ceva, dacă nu începem repede, nu mai am tipul să ajung să mă, știi, acum mă paște și mă refardez, ca să știi. O punem la măgrat, că nu-i problemă. Stai, nu, că avem măgrat. Deși am capul mare. Sunt căpoasă. Nu, fii atentă, dacă nu ai 8-8, nu mai pune așa. Dacă o punem cu agrafă, stai. Păi nu, stai că uite acum. Bine, acum e bine. Uite așa o fac. Nu e bine așa. Dacă simt de ea și o închid eu. Pe leaua pe pământ, cu părul meu afro, a spomenit așa ceva, dragii mei. Numai eu pot să fac asta. Vezi dacă e tot unul, unul, Ancuțu. Unde-ți mă uit? Deci dacă nu se termină meciul, o să fac cu inimă. Așa mai n-a dat de jur. Trebuie să mă dezbrac de asta. Pișii, hai că știu ce vrei, dar nu. Nici astăzi nu e ziua ta norocoasă. Ia să-mi fac aici o mită. Ok, astăzi sunt la Ancuța, Pene, și mă face să arăt frumoasă. Și astăzi facem un tratament, da? Am uitat la părul meu, auzi, un tratament cu alge. Este un tratament oricum, în premieră, dar doar tu ești prima care îl face. Deci România. Prima, da, care îl încearcă. Sunt la cosmetică, cu masca pe față. I love you. Te sun după. Pup, pup. Fișii sunt drăguță? Foarte. Și așa sunt frumoasă, nu? Perfect. Vezi că pândește fișii să-mi vadă știi tu ce. Da, da. Auzi, ți-am povestit de prietena mea care s-a dus la bărbat și i-a zis că i-a întrebat ce avea cu Blanca și a zis, băi, nu știu, e un pic ciudat acum, zic, m-a pus în nas și mi-a putut cățuțe. Și eu l-am zis, ce, Doamne, ferește, dar unde ai fost acum? Dar ea, bine, sper că nu dați asta pe pământ. Nu, se desface masca. Deci, mai bine nu mai spune, spate mâinile un pic, te rog. Așa stai un pic, cred că nu. Așa pune leacul. Și, deci am leșinat de râs. Mi-a zis, și mă, trebuia să-l fac și eu gelos. Și dacă mă tot întrebam, ce ai făcut? Și ce ai făcut? Și mă, nu știu.